Bună seara, stimați respectatori, și bine v-am găsit la noua emisiune Sport Show. L-am invitat în această seară în studioul nostru pe domnul director Marian Neta de la Clubul Sportiv Municipal. Sâmbătă și duminica trecută pe pista stadionului municipal s-au desfășurat două etape din campionatul național individual de dirt-track. Domnia sa a mai avut o invitație la Colegiul Prefectural unde a expus realizările clubului în perioada ianuarie-iulie. De aceea am considerat că este bine să le aflăm și noi. Bună seara și bine ați revenit în studio. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Ați avut ceva emoții cu etapele astea de campionat național la dirt-track, dar până la urmă au ieșit superb, ieșit așa frumos. Din punct de vedere organizatoric, zic că au fost la parametri normali. Clubul a căutat să pună la dispoziția concurenților și spectatorilor cele mai bune condiții pentru vizionarea acestor două etape. Da. Mă bucur că publicul brăilean încă iubește dirt-track-ul, cu toate problemele care le aveam cu această secție. Cred că sâmbătă au fost în jur de 1000 de spectatori, iar duminică cam 800, puțin mai puțin, dar văzând duminica, lumea mai pleacă și la sfârșit să bătească. Mulțumesc foarte mult! Ne bucură că a fost președintele Federației, domnul Voiculescu Gheorghe, iar crainicul a fost fratele dânsului, Gheorghe Voiculescu Cornel, fost mare alergător. De asemenea, prezența domnului consilier Niță s-a făcut remarcată și prin sponsorizare. La juniori a câștigat Comănescu de la CSTA, la origine brăilean. Și vreau să-l felicit pe această cale pentru că a devenit și student la Facultatea de Educație Fizică în anul întâi. Partea practică, deci dirt-track-ul, cu partea teoretică și probabil să iasă și un antrenor bun după ce o să termine cu activitatea competițională, dar abia are 19 ani și are viitorul față. Dacă nu s-a orientat către altă secție din motociclism, o să vedem, O să vedem. Pe locul 2, Tudor Cristian, tot de la CSTA, iar pe locul 3, Văleanu Ionel, în prima etapă, cea de sâmbătă. În etapa a 6-a, care a avut loc duminică, tot Comănescu a ieșit la juniori, Văleanu al nostru pe locul 2 și Moț Dragoș de la Voința Sibiu. La seniori, pentru prima dată, după mult timp, cel puțin poate și dumneavoastră, eu n-am mai văzut trei câștigători pe același loc, locul 1 la seniori. Deci a ieșit excelentul Milen Manev Bulgaru, Gheorghe Marian și Gheorghe Adrian, deci tatăl și fiul. Din păcate, ai noștri au sărit cu ghilimele de rigoare podiumul. Popa Fănel a avut și un accident, s-a rupt lanțul și n-a mai putut. L-am auzit pe domnul Niță spună dacă probleme tehnice, trebuie să avem mai multă grijă problemele tehnice. Să ungem lanțul, să facem toate alea chestii din bucătărie, avem acolo destui care să facă treburile astea. A doua zi, duminică, în Manța 6-a, tot Manev a câștigat, urmat de Gheorghe Adrian, deci cel tânăr, și Popa Fănel. A mers mai bine și a obținut locul 3. Suntem în situația ca Gheorghe Fănel să aibă șanse în continuare să iasă campion național. Popa, pentru care 9 puncte avans. Față de următorul, de Gheorghe Marian. Problema este destul de dură, mai sunt 3 etape, toate se vor desfășura la Sibiu, și 9 puncte sunt și nu sunt. Și într-o cursă poți pierde 5 puncte odată. El se bate în continuare, sperăm să aibă succes. Podiumul nu, dar noi vrem să-l scoatem campion. Duminică s-a decernat și Cuba Brăilei, oferită de Direcția Județeană Tinerești, spun că îi mulțumim pentru această acțiune. Diplome, cupă, șampane oferită domnul consilier. Și a fost câștigată de bulgarul Milen Manev. El de câte ori vine aici, ne ia și cupa, și diploma, și șampania, și hotelul, și tot, pentru că este foarte bun. Da, așa este. Da. Și totuși mă bucur pentru el, e un băiat ok, am înțeles că acum vreo 3 ani a fost chiar component al secției noastre. A plecat în Bulgaria, e bulgar, dar îl felicit și pe această cale. Per total, acțiune reușită, zic eu, secția de dirt-track. Și lumea s-a bucurat. Lumea am văzut bătrâni, copii, tineri, fete foarte multe. Dirt-track-ul, un sport care atrage în Brăila. A fost ultima competiție, nu organizată. La Brăila, Să vedem cupa MACE, cupa internațională, dacă vom putea sau nu. Asta nu depinde de club, ci de forurile
județene, de federație, o problemă cu federația, cum spunea domnul președinte, are fond anual 15.000 de lei. 15.000 de lei, foarte puțin. Foarte puțin. Ce ei nu, nici nu sunt remunerați. Toți din conducere nu iau niciun ban. Spunea domnul președinte că a venit la Brăila, adică de câte ori vine la orice competiție, pe banii lui, benzina, mâncarea, nu înțeleg de ce această ramură de sport. Bine, este... eu cred că și ramura de sport este ținută în viață datorită unor pasionați, cum este atât, domnul președintele acum și la... domnul Niță de la Brăila. La Brăila, Sibiu a avut ceva cu multe gropi. Da, da. La București, când fac, când nu fac, baza ar fi tot la noi. Tot la Brăila, da. Și o să spun ulterior ce avem de gând. Da, da. Bine că ați reușit, a fost o acțiune. V-ați, reușit. Acum nu mai aveți emoții, ați organizat mai multe competiții. Acum încep să vorba aia, trebuie să te ducești la dirtrac, la box și la atletism. Dar cu perseverență și înțelepciunile le înveți pe toate. Da, da. Să ne abatem un pic de la, de la subiect, fotbalul, handbalul. Iar revenim la prima mea pasiune, da? Pasiune, da. De fapt, asta, în ordinea asta, sunt fotbalul, handbalul, volei sau da, handbal, da. Volei, volei, handbal. Am fost... La fotbal astăzi. Am fost la fotbal, am spart două pungi de semințe, din nervi în a doua mai mult. Da. Prima echipă, prima repriză, o repriză bună făcută de băieții noștri, cu pressing, cu pase dintr-una, goluri frumoase, chiar Alu Câmpeanu excepțional. Da, da. Putea să fie 4-0-5-0, din păcate după pauză s-au cam stins motoarele, părerea mea, echipa a jucat static, greoi, dezlănat și nu s-au mai creat aceleași faze din prima și pe două gafe, zic eu, chiar de portar, băiatul Comănescu venit de la Galați, slab. Cred că destul de slăbus, dar necâștigarea meciului nu putem să-i imputa în totalitatea lui. Un pic de vină și arbitra. Și, și arbitra a mers cu oaspeții. Am vorbit cu arbitrul de centru după meci și i-am spus... Chivulete, nu? Da. La faza în care s-a acordat lovitura aceea liberă la 35 de metri în care s-a marcat, l-am întrebat. Zic, ce-a fost? Ce-a fost? Da. Lovitura liberă sau lovitura liberă indirectă? Lovitura liberă indirectă, dar n-a ridicat mâna și atunci a fost, păi da, nu trebuia să... Portarul și-a pregătit, când a văzut mâna. Da, bine, dar portarul oricum n-a fost pregătit, că mingea trebuie pe lângă el. Da. În schimb, m-a impresionat în mod deosebit Iordache, venit de la Dunărea Galați, Iordache, în puși de 19 ani, am înțeles, liber de contract. Nu, e liber de contract. E al Galațiului? Da, e al Galațiului, l-am promutat un an de zile. Se joace. Cu condiția să joace. Bine, că ei n-aveau loc. E foarte bun. O altă problemă, revigorarea secției de not. Cred că la orice emisiune care am fost aici, a spus că notul scârție. Și scârție în continuare. Am fost la bazin, nu era prea nimeni pe acolo. Antrenor, nu-i mai dau numele, îți fac popularitate negativă, plecat în concediu, fără să aducă măcar la club. Băi, sunt plecat o cerere. Deci trebuie să iau măsuri și voi da cu siguranță. Păi, da, că se întâmplă, Doamne ferește, ceva și vă întreabă, vin televiziune și vă întreabă ce domnule, s-a întâmplat cu domnul X. Da, dar poate e dânsul are un accident, da, și prițuie, se întâmplă ceva. Nu, nu bea, dar nu, se, bea. Doamne ce ferește, faci? Un accident, da. Nu, domnul, nu e în concediu, nu e acolo. Și... cine răspunde? Eu, director. Da, păi nu, trebuie să vedeți cum... Da, așa, selecția în școli pentru toate discipline, am spus. Am fost la domnul inspector general Dănilescu, ne-a dat aprobare și domnul Dan Gheorghiță ne-a dat aprobare, inspectorul de specialitate și după 15 septembrie toată lumea la treabă. Și o să merg și eu un fel de supracontrol să-i văd. Da, da. Că dacă tot le spui și nu fac, trebuie să-i urmărești. Întinerirea secției de dirtrac, am spus și înainte și tot am dat declarații chiar la ziar, la Obiectiv, cu domnul fost mare campion, Toma Alexandru, care acum când vine... Când nu vine, când pleacă de la secție, când se retrage, când nu se retrage. Iar a venit iar și continuă până în decembrie când expiră și contractul de muncă și am spus, ce faci? Vedeam, am vorbit și cu domnul consilier Niță, a spus, domnule, dacă vrei, lasă-l până la urmă și... Deci... El a fost bun acum. El a fost bun. Două, și ieri am discutat cu el și mi-a spus așa, domnule, eu vin în special că vreau să-l scot pe Popa Fănel campion. Dacă eram eu, dacă eram eu la etapele astea, la două, etapele astea două și acum mai sunt trei și la ajut. Și am spus, dar de ce n-ai fost acum? No comment. Da, corect. Deci a fost cătările lui. La următoarele etape, fapt, deja vine la antrenament. Se duce la antrenament, nu mai pleacă unde se angajează șofer. Și mi-a spus acum sub formă de glumă, știți noi ăștia cu dirtracul avem și
puțin zdruncinături, dar trebuie să înțelegi cu zdruncinăturile pentru binele dumneavoastră. Dar și dumneavoastră acolo, nu? Păi ce facem, da? Asta e pentru sport. E bine că a venit. E bine că a revenit. Da. Ca obiective pe buget, am spus încheierea sălii pentru atragere de fonduri. Da. Deocamdată avem 3 ofertanți care deja fac contracte. Începerea reparației vestiarilor la stadionul de atletism. Da. Deci am primit special pentru această treabă 100.000 de lei, deci 1 miliard. Da. Se încearcă repararea vestiarilor pentru că noi avem grupă de copii juniori care se antrenează pe municipal. Da. Acolo n-au grupuri sanitare, n-au să facă necesitățile. E nu se dezbrace. N-au să dezbrace. Pentru acești copii și acești antrenori o să demarăm zilele acestea să taie toți copacii, tot ce e urât acolo în jurul vestiarilor și începe. Să vedem cât putem, noi am considerat că o să putem face această reparație în 2 etape. Banii sunt puțini, că vrem să băgăm și 2 boilere, să ai apă caldă, acoperiș, termopane, tot, mozaic, tot va fi nou. Da. Și cred că o să facem în 2 etape, la început 3 sau 4 camere și pe urmă celelalte 4 camere, în funcție de cum ne vin banii de la minister. Și în iarna asta cum le asigurați paza? Paza, am vorbit și cu domnul primar și dânsul a spus că este o problemă, ori o să vedem cu oamenii noștri, muncitorii noștri, prin rotație, să le dăm și sâmbătă duminică, ori dacă nu punem cu o cameră, firmă, firmă cu cameră. Cred că până la urmă cu cameră. Da. Am vorbit doamna contabil șef, nu e extraordinar cu firma care avem, să o punem acolo, să fim în siguranță. Și o să rog totuși atunci pe oficialități, cu domnul primar, cel care e la fotbal, măcar își păzește stadionul, să mai arunci câte o, măcar câte o, da, dacă câte nu o privire. Sunt poame, așa, nu mai sunt, se poate. Se vedeau, poate să tai, o să fie luminat și noaptea acolo lumini, deci nu mai poate să dărâme acolo. Eu zic că e un lucru foarte bun, venit cam târziu. Noi la anul să facem și studiul de fezabilitate pentru terenul de atletism, odată la 3 ani trebuie să faci. Noi încercăm. Eu și acum am băgat 7 miliarde în bugetul pe 2014 să începem cu stadionul. Da. Dar eu zic, până nu o să fie o ordonanță de guvern, ceva nu se poate. E o lucrare de mare amploare. Da, știu că s-au făcut niște demersuri ca terenul să fie luat, stadionul să fie luat de primărie, dar... Deocamdată este la noi. Da, dacă noi vom trece de la 1 ianuarie, cum se pare, cu regionalizarea la primărie, sunt convins că factorii locali vor face... Da. Dacă se rămâne la Ministerul Tineretului și Sportului, mi-a spus bine domn primar, directorii, eu o să dau scris nici în 20 de ani. Dacă vine la noi... Da, e bine. Să vedem de la 1 ianuarie. Ce facem? Așa, ce mai facem noi? Deja am vopsit terenul de voli, cel puțin la sala noastră, pe carantina, care era jaf. Arată excelent cu un sponsor, fostul voleibalist Dorel Arbunea. Da. De Op Security și a venit și ne-a vopsit. Deci un lucru bun. În 3 zile cheltuirea banilor pentru activități sportive în funcție de rezultate performanță pentru a nu crea disensiuni între sportivi, între antrenori. Da, nu, n-am auzit. Să știți că lumea ar fi făcut până acum pe la colțul, cum s-a mai zis înainte. Nu. Am căutat performanța să primeze. Da, corect. Și copiii mai nevoiași le-am mai dat și lor. De exemplu, la ciclism, zilnic le dăm apă. De fapt, perioada asta la toți sportivii s-a dat apă, s-au dat sucuri, la cicliști le dăm ciocolată în fiecare zi, medicamentații s-a căutat să dea la majoritatea. Deci, din punctul ăsta s-a echilibrat. Marele meu regret este că nu putem păstra sportivii după terminarea junioranului. N-ai un să-i angajezi, n-ai ce să le faci, vedeți, economia în județul și municipiul Brăila este cum este, sponsorii nu se înghesuie să vină la noi și va fi o mare problemă. E păcat, avem campion până la 18 ani, da? Și pe urmă să ia alte cluburi de-a gata făcuți, dar nu avem ce face. Se pare că această situație, în vremurile din aproape în antichitate, pe vremea înainte de 90, se mai găseau portiți. Îi mai luau întreprindere, acum nu prea mai sunt. Ce, să ia toți la fabrica de confecții sau la șantierul navalului, mai e firma aia? Da. În restul nu prea avem.
iar restul, cei mici cu IMM-urile, n-au săraci pentru a, ei. Bineînțeles, n-au. Cum să-i dea, că niciun sportiv, eu am vorbit și cu, în special cu cei de la box, ciclismul, care termină, atleții, dacă tu îi dai, să spunem, eu pot să-i dau, ca să rămân în continuare, unui sportiv, indemnizația, care este maximă de 5 milioane jumătate, 5-600. Deci, nu stă unul, mai ales că trebuie, sunt mulți, avem foarte mulți tineri cu facultate. Da. Care merg spre facultate. Trebuie să plătești facultatea. Așa este, dar nici în altă parte nu nici vreau altă parte. Ei, vârfurile vor avea, la caia ca noi, da. Deja sunt spre Steaua și Dinamo, boxul spre Dinamo încearcă, dar sperăm să-i menținem aici. Pe total, concluzionez că cele 6 luni de activitate au fost bune, fără incidente. Clubul este pe o traiectorie ascendentă și sperăm că și următoarele 6 luni să avem același rezultat. Zic eu, dacă nu bune, foarte bune, mulțumită. E bine, mai sunt și destul, acum sunt mai puține competiții. Ei, acum nu prea o să mai avem, mai avem puțin la box, ciclism, judo. Da. Se pare că tineretul, campionatul de tineret, până la urmă o să țină la Brăila. Da, să vedem. Suntem în așteptare. Oricum, e de treabă în... Da. E de treabă la club. Și ce mai aveți să mă întrebați, dacă mai aveți? Alte competiții, eu știu, mai sunt... Alte competiții acum nu mai avem, mai cu judo o să mai avem. Ați vorbit la un moment dat de volei. Da, vor fi... De băgați în campionat. Chiar s-au trimis acum 3 sau 4 invitații. Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, un turneu pe 27 și 28 acum la noi. Noi organizăm. Da. Pe cheltuială evidentă a echipelor care vin fiecare. Bine, da. Noi punem sala, arbitraj și restul... Deci pe 27 și 28 competiții de volei antrenoare Dediu, profesoara Dediu Roxana. Da. Altceva, judo mai are competiții și tenis. Nu? Aveați o cupă pe care o organizați în fiecare an la judo, nu se mai organizează? Deocamdată nu știu, apare acolo. Da. Și mai avem un fel de patru concursuri. Era cupa Brăilei, sau nu știu cum a organizat Carmen? Deocamdată nu este. Nu. Ea este Carmen, tot spuneam Carmen, da. Profesoara de viitor. Este și o foarte bună arbitru internațional. Acum iar este plecată internațional. La Cupa Balcanică de Senior. Iar la tenis de câmp, și aici trebuie să spunem, și aici o secție oarecum cu rezultate bune, dacă luăm ca rezultate. Este un singur băiat, 17 ani jumate, care concurează la seniori. Da. Barbă, parcă. Mai a locul 6, locul 12, dar din câți avem, unul singur e puțin. Da. E puțin. Pentru că antrenorul, fiind voluntar, are și ceva sportiv de la noi, dar plătește și chirii la sală cu alte grupe de ale lui, unde el primește bani și ne plătește nouă. Și vreau să discut acum să-l fac, să aducă din sportivii cărora avea bani, cei mai buni, să-i aducă la noi, la CSM, unde noi nu percetem bani. Iar el este obligat să-i pregătească. Da. Adică chiar o să-l forțez treaba asta. Pentru că nu-i corect, aici ai 2-3 la club unde ești. Numai că are și el de partea lui, domnule, el nu are niciun ban. Corect. Știți? E voluntar. Și atunci, trebuie să renunțe la aia cu bucare. El nu mai are de ce mânca, adică face degeaba. E o situație care trebuie să o echilibrezi, eu cel puțin numeric, între cei ai noștri și cei ce poate să câștige și dânsul. Eu încă o dată sunt împotriva voluntariatului. Ce este voluntariat? Nimeni nu face voluntariat. Sub o anumită formă mascată sau nemascată, acel voluntar ia un ban. Și nu ia un ban corect, părerea mea. Da. Poate greșesc. Dar nimeni nu dă unui voluntar bani frumoși, corect? Corect. Și în alte parte, și nu este bine, dar asta e o părere personală. Da. Asta este, cam astea sunt problemele de astea, la club. Astea sunt problemele bine, de la club. Dar nu sunteți, nu-i tensiune, toată lumea nu-i muncește. Nu-i tensiune și... Cu toate, și perioadă, da, am spus la prefectură, noi suntem un club de sine stătător, de parlamentar, cu personalitate juridică proprie, practic nu ne subordonăm autorităților locale, dar colaborăm, deocamdată colaborăm foarte, foarte bine cu autoritățile locale. Da. Din punct, cel puțin din punct de vedere organizatorii, ne informăm reciproc unde au nevoie dânsii, unde noi avem nevoie de sprijinul măcar logistic.
Când vă apucați de terenul de atletism? De terenul de atletism, cred că trebuia de ieri. Azi, mâine începe cu defrișarea. Da, da. O să vă... Toți alegați în noastră, nu? Sau cine? Nu, firma. Firma care a câștigat, ei fac, noi n-avem treabă. Aha. Ei fac, aduc oamenii, treaba lor, îți plătiți. A, deci apuc acolo, fără, n-aveți treabă în noastră. Nu, noi o să ne ducem, urmărim acolo și cu domnul Badea, cu administratorul, o să la 2-3 zile o să-l trimit, când nu se duce dânsul. Mă duc eu ca să urmărim cum merge construcția. Că întâi o să punem uși foarte zdravene, termopane, din partea exterioară, unde toți veneau și aruncau. Da, da, da. Cu asta o să se înceapă. Dar o săptămână, cred că durează cu tăierea murenilor, un front de lucru, se va îngrădi zona ca să nu se fure materialele. Noi sperăm că sfârșitul decembrie, chiar până pe 20 decembrie, să avem unde să poată intra. Bine, copiii. Dar acum urmează perioada în care se vor antrena, mai stau puțin. Mai stau puțin până vin la noi la sală, dar oricum e bine să fie făcut. Da. Acum am prins banii și am și făcut diligențele pentru încă un miliard, pentru partea a doua. Ah, și s-ar putea să se aprobe până la sfârșitul anului? Dacă se aprobă o rectificare, ceva, intrăm și cu aia. Da. Ar fi nemai pomenit să termin până la primăvară, intrăm sub altă aspect și copii. Și... Bine, ar trebui și pista făcută, dacă s-ar putea face. Am luat schița întregului stadion cu pista, cu astea, facem și evaluări, dar noi v-am spus, am trecut pentru pistă 7 miliarde deja. Da. Am trecut. Dar nu depinde de noi, de MTS. O să încerc să îl chem aici pe domnul director din Minister Căpățână, care răspunde treburile astea, pe cineva de la investiții, un domn de acolo, ca să le arătăm, domnule, trenează de atâți ani, nu se fac aproape 20 ani, nu? Da. Ce facem din bijuteria aia? Ajuns Maidan? Eu nu dau vina pe nimeni și nu-i corect să dai. Dar atâta timp a trenat, de ce? Eu vedeți, dumneavoastră, până acum nimeni n-a luat o măsură. Este un început. Eu nici n-am spus, domnule, s-ar putea ca al doilea sau al treilea director care o să vină după mine să termine terenul. Da. Dar este un început. Este un început. Nu încep, nu faci. Domnule, vede și ministerul și organul. Domnule, uite, s-a început aici. Hai să vedem ce e făcut pentru ca să facem din nou ce a fost înainte. Și atletismul să revigoreze. Nu poți. Nici cei de la RPS. Pe zgura unde aleargă dirtra cu acolo. Da, seama, sunt condiții improprii. N-au nici crampoane, cuie ca lumea. N-au, mizerie. Deci trebuie făcut ceva pentru asta. Și sper că... Și un păcat că avem terenul ăsta de atletism... O minunăție, ar veni lumea. Nu există așa ceva în țară. În loc să plimbi câinii pe acolo, vagabonzi, asta. Trebuie să facem noi. Ia să vedeți dumneavoastră ce nu o să dormiți noaptea gândindu-vă că nu cumva să vă spargă pe acolo după ce faceți. Există toate premizele ca să am insomnii. Da. Să mă gândesc sau să mă sui la două noaptea în mașină să mă băi, doarme paznicul ăla sau care e pe acolo. Da, sau... da, da. Pentru că sunt bani statului, bani de la buget și trebuie și drămuliți și să ai grijă de ei. Păi, pentru că altfel nu mai primim. Da, și dacă reușiți să demarați treaba și măcar jumătate din lucrări să facă, va rămâne și numele dumneavoastră în istoria atletismului brăilean, a sportului brăilean. Da, așa îmi spuneau și acum 15 ani la Cerna, când am fost director. Da. Pentru ce ai făcut în liceu, o să ai... Dar nu trebuie să vă apreciezi. Nu trebuie să vă apreciezi oamenii de acolo, trebuie să vă apreciezi ceilalți. Da, statuie. Da. Și bine, mulți te laudă, mulți te înjură, dar dacă nu, ești... Nu, vă înjură, nu cred. Sperăm să fie... să fie procentajul mititel, pentru că eu sunt adeptul colaborării, să fiu ca un conducător, ca un director, unul care are grijă de ceilalți, pentru bunăstarea lor, nu pentru bunăstarea mea, ceilalți să moară de foame. Pentru că nu vin într-un post de ăsta, sau cel puțin o să mă îmbogățesc. Salariul e mic aici, dar pasiunea este mare. Și ceea ce m-a determinat să vin aici, a fost numai de a face treabă. Nu altceva, să fiu director, să mă adică director, nu, am fost, am mâncat papara asta. Acolo erau niște bisericuții pe la dumneavoastră, pe la CSM și pe timpul fostului director, toată lumea, toată lumea spune, acum nu mai vorbește nimeni. Nu, acum la mine ușa e deschis, dar nu intră nimeni, cum am spus, eu prima zile am spus, dacă veniți pentru probleme sportive sau probleme de ale voastre, dacă veniți să bârfiți pe altul, oamenii vin de... Corect. Și mai era o treabă ce am făcut, am descongestionat serviciul secretariat. Unde toți veneau claie peste grămadă, peste contabilitate. Nu, domnule, vii, dai actul, ai un preambulul sălii acolo. Da, îți faci actele, le-am pus scaune frumos. Trebuie puțină ordine. Pentru că
Omul trebuie și educat puțin. Că nu toți sunt mari citiți, mari titrați, nu? Așa este. Și atunci, puțină disciplină, da. Nu strigă. Dar e o disciplină liber consimțită, care toți au aderat la ea și, bine, și chiar nu, și mă bucur când văd că, văd că antrenorii și în special copiii, puștii, fetele, trec, cei de la box și cei vin și dau mâna, dacă de trei ori mă, ei mint, ei da, nu știu încă, da. Ei vin și mă întind și da, și eu dau noroc cu ei. Da, da. Și le spun, altă dată lăsați să vă întind eu mâna. Deci trebuie să-i, da, să-i obișnuiești, că ei înainte intrau nici bună ziua, sau mă deranjează, ce mă deranjează, iar trebuie să lovesc în box. Exprimarea cu bre la antrenor. I-am spus, mă, la antrenor nu-i bre. Și le-am spus și antrenorii, dezvățați mai vă spună bre. Ori domn profesor, ori domnul antrenor, ori domnul cum te cheamă, bre, bre, bre. Păi te duci la Rotterdam și acolo spui tot bre. Da, nu știau aia ce înseamnă. Bre, bre. Dacă a băgat accentul englez, bre, că scrie un fel de mister, de sir, de bre. Da, corect. Dar noi eram de la malurile gârle de ei, da. Și... Dar încet, încet, când sunt eu, nu folosesc astea. Corect. Păi nu se mai scapă. Dar, la fel ce mă bucură, colectivul de antrenori e bun, da, da. Și sportivii sunt buni. Și sunt foarte mulți copii foarte dotați și chiar premianți care învață. Noi avem elevi la Iorga și asta, a intrat tot la Iorga Țoleanca. Fată da, bună, da, media nouă, da. Da, deci avem sportivi. Și vreau să mulțumesc încă o dată inspectoratului școlar județean, directorul de școli, că mai sunt probleme și ne ducem peste dânsi și da, îi rugăm, și rugăm, au plecat în deplasări sau, domne, poate noi rugăm, nu că e obli, sau poate dacă are între 4 și poate nu rămâne corijen. Da. Oamenii înțeleg în genere. Am întâlnit și câteva persoane când au de sport, scoală pielea, dar da. Probabil dacă nu au făcut sport la viața lor, nu știu ce e evenimentul sportiv și ce urmează în acest eveniment sportiv. Haideți să încheiem emisiunea cu tot cu o discuție despre fotbal. Așa. Național, am înțeles. A, de seară, da, de seară joacă Naționala. Am înțeles că singura schimbare este Tănase în locul lui Stancu. Da. Ce am citit. Echipa noastră a jucat foarte bine, nu? Nu v-a plăcut cum a jucat? Excelent, de mult n-am mai văzut așa meci. Mulți au spus că Mâncărea a jucat slab. Eu zic, nu ai jucat bine. Și eu mie mi-au spus mulți, dar am spus, domne, indiferent ce adversar întâlnești, dacă ții nu-ți merge jocul, da, bineînțeles, da. Poți să joci cu echipa de Liga 5, nu se merge. Da. Le-a mers. Eu neavând o părere prea bună despre Pițurcă. De-a lungul, vrei și mulți. Dar cum i-a așezat, ce le-a făcut, ce le-a spus, m-am cântat, de exemplu, nu sunt eu dinamovist, m-am cântat Mariga, nu că a dat gol și pasă de bine, gol. Bine, dar minutul 2 să dai gol... În modul în care a evoluat, a tras echipa după gol el. Gol și pasă de gol, cel mai bun jucător. Chirecheș în nota lui, Goian pe acolo, mijlocaș și bun, ca de Boruceanu, că a luat cartonaș galben și la Steaua Boruceanu și Pintilii. Și Pintilii, dacă v-ați uitat la ultimul meci, s-a dus să-l omoare pe unul. Da. Deci ei fiind fundași și mijlocași defensivi, ei sunt și puțin duri. E necesar, e dar necesar, trebuie să joace puțin cap. O echipă bună, sper să câștigăm 1-0, 2-1 și să... Mergem la Bara, să prindem o echipă din urnele... Urna o Bulgarie, eventual. Balgarski și să-i terminăm. Da. Mi-a plăcut foarte mult Naționala și... Ce să zic, abia aștept. De seară la nouă să Eu stăm lângă Continental, eu dau drumul la geam. Da. Și când joacă Steaua acolo... Știu, s-au ducă Sper de seară ca toți iubitorii fotbalului să ne cu România. Indiferent câți dinamoviști, steliști, de rapidiști săraci, nici nu mai poți să iei număr pe rapidiști, că... Nu, vedeți, spun ce criză. Spuneam de criza financiară, nu? Da. Un orășel mic anus, nu, poate Rapidul, cu doi sponsori mari și asta. Da, noi. Da, da, da. E greu. Da, da. Să sperăm că fotbalul nostru câștigăm de seară. Și să câștigăm de seară. Victorie România, nu? Pentru România. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni în domnul Mega TV. Sper să mai avem... Oricum, cu multă plăcere. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră. Până marțea viitoare, toate cele bune, la revedere.